Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! În redacția PSN News avem onoarea să îl avem invitat și mulțumim pentru acest lucru domnul Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industria României, una dintre cele mai prestigioase instituții în ceea ce privește feedback-ul din economia reală pe care putem să-l obținem în aceste vremuri uneori foarte tulburi. Și vă mulțumesc că ați trecut pe la noi să ne mai spuneți ce se întâmplă în, în realitatea economică românească. Așa este. Avem și un avantaj al unei infrastructuri de business foarte bine pusă la punct. Nu vreau să, să vorbesc despre alte asociații patronale, dar totuși, la nivel de Camere de Comerț a României, este o infrastructură de business recunoscută de toată lumea. Sunt alte posibilități și ca informare, și ca date statistice, și ca, eu știu, impact atât la nivel național cât și internațional, pentru că, până la urmă, aceste trei cuvinte se cam regăsesc cameră de comerț în vreo 40.000 de locații pe planeta aceasta. Deci, de asta o să este un brand un... Intru direct în subiect și pentru că ați vorbit de statistici și de feedback-ul pe care îl primiți din, de la companiile pe care le reprezentați, știm că a trecut o perioadă în care lucrurile au stat un pic încremenite, poate și în zona de business. Perioada electorală este una în care lucrurile nu se prea mișcă și lumea stă într-o expectativă, să, cel puțin în România, să vadă ce se întâmplă. Exact. Și... valabil peste tot, cred valabil peste tot, dar poate la noi un pic mai apăsat decât în alte părți. De asta vă întreb acum la câteva luni după ce au trecut aceste alegeri pentru o nouă majoritate parlamentară, cum se mișcă, care este dinamica sectorului economic, în special privat mă interesează. Așa, din perspectiva dumneavoastră, se simte că se mișcă un pic acu în sens pozitiv, suntem pe plus? Începem să fim pe plus? Îmi place să fiu sincer și direct. Nu. nu. Nu se simte. Adică nu simțim că la ora actuală, de exemplu, se guvernează pentru sistemul privat. Din păcate, agenda publică o vedem cu toții. Nu cred că am sesizat vreo luare de poziție sau vreun proiect adresat mediului de business. Vorbim de justiție la nesfârșit, vorbim de alte teme, vorbim de salariile bugetarilor, de legea de salarizare unică, dar partea de uh, cine crește PIB-ul, nu o auzim. Auzim cum cresc salarii, cum cresc pensii, dar n-auzim cum crește PIB-ul, la figurat vorbind. Da, putem spune, pentru că aud din ce în ce mai mult din zona firmelor private, a antreprenorilor români, în principal, și de ce nu și străini, că cel mai important concurent în acest moment pentru capitalul privat este statul. Pentru atât în ceea ce privește forța de muncă, există o migrare a forței de muncă din de, zona la, pri priva de la privat la stat, la corect, stat corect. în perspectiva unor promisiuni care acum, iată, sunt din ce în ce mai agresive din zona publică uh, și, de ce nu, un sistem care încurajează mai mult să fii la stat decât să muncești într-o companie privată? Păi de aceea v-am răspuns atât de direct la întrebarea anterioară cu un nu hotărât. Pentru că, în paralel cu faptul că nu se simte un sprijin către mediul de business, apar și aceste aspecte de concurență, să spunem, neloială. Statul, administrațiile publice locale văd că înființează societăți comerciale. Concurând cu mediul privat, pe de altă parte, pleacă oamenii din sistemul privat, se duc la stat pentru salariile, zic eu, mari și nesustenabile. Deci, în paralel cu, o forț cu lipsa forței de muncă, pentru că dacă ar fi fost o forță de muncă, să zicem, la îndemână, printr-un sistem educațional care să fie în linie cu economia reală, probabil lucrurile ar fi stat altfel. Dar iată că și învățământul românesc reprezintă o linie paralelă cu economia reală și nu cred că până acum simțim ceva în favoarea mediului de business. La modul sincer, absolut orice, poate dacă vreți, cu niște aplicabilități pe codul fiscal votat, cele 5%, 5 impozit pe dividende, eu știu niște chestiuni legate de codul fiscal, în rest mediul de business acum este într-o expectativă, așteaptă să se vadă că și el este băgat în seamă. Până la urmă, știți, toți cei care au depus bilanțul la organele fiscale, conform se, în togmirii bilanțului pe propriile răspundere, au 3.995.218 salariații. Deci, cele 660.439 de societăți care au depus bilanțul la organele fiscale au această cifră de 3.995.218. Ăștia sunt salariații care aduc valoare adăugată produc. în România, care produc. Bun. Există o discuție și cu aceste bilanțuri depuse că, până la urmă, din cei 660.439. 474.077 au bilanț pozitiv. Restul, de vreo 190.000, sunt pe 0 sau pe minus. Dar asta este o altă discuție, pentru că noi, în general, permanent dorim la Camera de Comerț a României să avem un inventar, dacă vreți, ca să fim permanent pregătiți cu ceea ce se cere și ceea ce se poate face pentru mediul de business, dar. Totdeauna am zis că trebuie să plecăm de la realități și pe cine ne bazăm. Și acum revin la ceea ce, ce ați spus un pic mai devreme. Ați menționat de proiecția unor salarii foarte mari și nesustenabile în sectorul public, în sectorul de stat. De contabilă, după părerea mea, de către guvernanți pe termen scurt, nici măcar pe termen mediu. Mi-ați anticipat întrebarea. Deci exact asta vreau să vă întreb dacă credeți în această proiecție optimistă a guvernanților. Nu cred nu credeți? Și mai mult decât atât, dacă a fost consultată instituția dumneavoastră în ceea ce privește proiecția acestor măsuri, chiar dacă ele privesc în acest moment sectorul de stat, ele au un puternic impact asupra sectorului de business și a tot ceea ce înseamnă dinamica economică în zona privată. E, a existat o comunicare prealabilă a acestor măsuri? Nu. Și m-aș fi așteptat totuși ca orice guvernare, nu vorbim de cea de acum, dar în general, să nu se arunce niște măsuri, adică să existe această prudențialitate, nu te arunci în niște măsuri populiste în primele trei luni, patru luni de zile. Trebuie să vezi, întâi trebuie să intri în posesia documentelor, guvernării anterioare, să vezi pe ce te bazezi, să faci o consultare în mediul de business și să vezi cum pot fi ajutați? Ce se poate face pentru ei? Pentru că sunt multitudine de problematici, de plecând de la sistemul educațional profesional, ducându-ne către diplomația economică, de cum pot fi ajutate firmele să, să iasă totuși din, din acest corset al Uniunii Europene, unde business-ul e, să zicem, a intrat într-o rutină. După ce se fac aceste inventare, atunci pot să eu știu, să redimensionez niște caiete de sarcini plecând de la realitățile economiei românești, pentru că dacă o să facem caiete de sarcini în care, eu știu, prima condiție e să ai minim 10 milioane de euro cifră de afacere, a doua condiție este câte viaducte, câte sute de kilometri de autostradă, câte corvete ai făcut, Așa. deja ai din start a eliminat complet capitalul românesc, adică pur și simplu din caietul de sarcini. Nici nu mai contează ce scrie mai departe. Deci sunt niște realități care trebuie să le luate în considerare și după aceea să-ți ajustezi, eu știu, chestiuni de program de guvernare pe parcurs. Pentru că, ok, campania electorală suportă multe, suportă și adevărul și minciuni, dar realitatea în teren este cu totul alta. Din păcate, nu am fost consultați. Vis-a-vis -vis de realitatea în teren. V-aș da un exemplu: dacă primul ministru mâine sună la Ministerul de Justiție și îl întreabă pe domnul ministru, domne, dă-mi acum pe loc câte societăți sunt funcționale și active în România, domnul ministru o să se uite, probabil, și o să vadă că la 31-12-2016 erau 808.878 de agenți economice activ funcționabili în România. Dar dacă întrebarea o pui după la fisc, o să vedeți o lipsă de vreo 150.000 de bilanțuri. Adică FISC o să răspundă, domnule, 660.439 de bilanțuri. De unde această neconcordanță chiar între instituțiile statului? Adică... Altă întrebare. Altă întrebare. Altă întrebare. Deci nu, nu există răspuns și vă rog să mă credeți că am vorbit cu foarte mulți și din domeniul fiscal și din ANAF. Deci nu prea au răspuns la această întrebare. Sunt și adevăruri pe de-o parte că în România înființezi mult mai repede o societate decât să o desfințezi, dar pe de altă parte sunt și societăți care se înființează în ianuarie și pe undeva rup 4-5 facturi până în vară și dispar. Și o lasă deschisă. Adică nu există un control din acesta permanent între fisc și justiție ca să se coordoneze, o să se. O interconectare. în țara pe care și Bernie Sanders s-a lăudat-o cu cea mai mare viteză de internet. Da. Dar acum, din ce îmi spuneți, este clar că s-a început cumva cu stângul, în ceea ce privește relația cu reprezentanții segmentului privat al economiei S-a început și cu acele mici înțepături și atacuri la capitalul străin aici vreau să spun dacă acest care le-am considerat, le considerat deplasate dacă mă întrebați și am mai spus și o să o repet în continuare pentru că la noi iar este o problemă de inventar și de cunoașterea a realității din teren Marile probleme sau suspiciuni de, vezi, Doamne, plecare de profituri au fost în general de la acele societăți în care statul mai are ceva acțiuni. Nu le dăm numele acum, dar sunt societăți mari, și din domeniul energiei, și din domeniul construcțiilor de nave și așa mai departe unde statul are și niște personaje în consiliile de administrație acele personaje în consiliile de administrație stau pe pozițiile acelea plătite de societățile respective de la privatizare încoace. vorbim deja de 14-15 ani an. ați auzit vorba aceea sunteți ziariști cu, cu pedigri cum se spune ați auzit măcar pe surse vreun om din acesta din Consiliul de Administrație să vină să spună domne ce face societatea unde sunt eu membru în CEA nu este în regulă. Nu numai că nu spun, dar acești oameni nici măcar nu apar în vreo discuție adică sunt precum oamenii invizibili ai guvernelor exact Acești oameni să spună vreodată, domne noi am considerat că Societatea unde sunt eu în Consiliul de Administrație semnează niște contracte ciudate de consultanță în ultimul trimestru al anului, tocmai pentru a crește cheltuielile și implicit a diminua profitul. L-ați văzut pe unul vorbind sau măcar să raporteze ministrului de resort sau premierului. Că nici pe aceștia nu i-am auzit vis-a-vis -vis de un bilanț la aceste societăți din partea oamenilor desemnați. Pentru că Întorcându-mă la capital românesc versus capital străin, să știți că i-am luat pe cei cu 100% capital privat românesc, 100% capital privat străin. Lucrurile stau cam așa. Privat român 100% sunt 597.433. Privat 100% străin sunt 36.796. Vedeți deja, ai noștri sunt de 16 ori mai mulți. Acum, străinii, România angajează 2.469.000, străinii 730.000. Deja vorbim de 3 ori și 3,3 ori. Contribuțiile ca angajator la taxe, Românii 12,7 miliarde de euro, străinii 7,7. Iată de 1,7 ori. Mergem la celebru profit da. Profitul brut la români 10,4 miliarde de euro La străini 4,3 E rezonabilă diferența Dacă ne ducem acum La alte taxe Pe care le plătesc societățile În afară de cele salariale E deja vedem că străinii plătesc 1,5 miliarde de euro Și românii plătesc 1,2 miliarde de euro și vorbim așa, de 123 de miliarde de euro cifră de afaceri la români, 72 de miliarde de euro cifră de afaceri la străini. Eu ce vreau să mai subliniez un lucru apropo de salariile și nivelul de salarii din România. Nu avem niște rate ale profitului colosale în România. Suntem pe undeva la 7-8% rata profitului. Deci nu. Să nu se creadă cumva, să creadă oamenii că, Doamne este cineva rău intenționat, pentru că în România nu se, fac, nu se ajunge la salariile din vest. Stimată doamnă, suntem pe locul 27 din 28, acum probabil suntem undeva 26 din 27 la productivitatea muncii în Uniunea Europeană. Adică, noi când vorbim trebuie să avem o oglindă în față. Nu ar trebui să existe exact cum spuneți toate piesele puzzle-ului puse corect în tagline. Exact. De Ori... Noi asta încercăm să punem. Adică, domne, ai la creativitate ești pe ultimul loc din Europa, de aia suntem loniști. Da. Da, deci noi acum îmi place să o spun așa, dar nu mai avem lonul de acum 15 ani când lonul se numea Yves Saint Laurent, Armani, da. Versace. Acum se numește cuzinet, piston, chiulasă, cutie de viteze. E într-adevăr ceva mai elaborat din punct de vedere tehnologic, dar tot Lon este. Tot Lon este, adică trebuie să fim realiști. Și am rămas ca captiv, bineînțeles, Uniunii Europene în acest sector. Dar vorbeam mai devreme de faptul că fiecare angajat al unei companii private își dorește, sau în fine, cei mai mulți dintre ei își dorește să ajungă angajații statului în momentul de față. Din păcate, statul a devenit cel mai mare concurent. Cel mai mare concurent al companiilor private. Ce credeți că ar trebui? Cum ar trebui să... Care ar fi măsurile pentru redirecționarea acestei poziționări extrem de categorice în favoarea uh, instituției de stat și a etatizării acestea spre care se duce economia românească încet, încet, totuși trebuie să existe o schimbare de direcție astfel încât să existe o șansă și pentru capitalul privat, indiferent că este el străin sau autohton, de a se dezvolta și de a. Nu poți să crești, nu poți să-ți dezvolți business-ul. Știm foarte bine dacă forța ta de muncă este una pe care o găsești pe la colțuri și rămâne ce, ce pică de la stat, ce nu ia statul. Trebuie să fim și realiști în același timp că sunt administrații locale, administrații centrale unde. Sunt ordonatori de credit, și semnatarii au în stiloul lor o mare responsabilitate. Nu discutăm de. Și merită. Da. Eu cred, dacă mă întrebați pe mine că îmi place să dau soluții în general, reorganizarea administrativă a României trebuie făcută de urgență. Nu pe zonele acelea celebre, cele 8 zone de dezvoltare. Cred că avem un exemplu care, știți cum îl avem în față și nu vrem să-l vedem. Cea mai bună reorganizare administrativă este după modelul curților de apel. Sunt 15 curs de apel, dacă tot vorbim de justiție. Eu că tot la justiție da? mergem, da. Așa. Să știți că să vă uitați de curiozitate după emisiune cum arată harta pe curți de apel. Uh -huh. Este o împărțire teritorială logică, ne țin în cont de criterii etnice. Județul Covasna e la Curtea de Apel Brașov, Harghita e cu Mureșu și cu Bistrița, mi se pare, nu știu, nu mă bag. În orice caz este o, este o împărțire echitabilă și bazată pe mobilitatea persoanei. Pentru că sunt convins că atunci când s-au hotărât unde să fie curțile de apel la nivel național, s-a ținut cont foarte mult de mobilitatea cetățenilor. Corect. Și dacă vă uitați, cred că acesta este răspunsul la multe problematici din sistemul bugetar din 42 de județe să avem 15 știm foarte bine că un cetățean acum să zic din videle mai ușor să duce să lucreze în Malaga sau în altă localitate din Europa decât în reședința de județ pentru că nu are cu ce să ajungă adică sunt 10 sunt de exemple din videle ați spus? A, am zis mă păi rog, nu are șansă să fie chiar ministru Ok. <laughs> Vedeți, n-am ales cel mai bun exemplu. N-ați ales. Cel. Da. Mă întorc un pic la Camera de Comerț și Industrie, ca instituție reprezentativă pentru sectorul de business. M-am uitat peste proiectele dumneavoastră recente, peste inițiativele dumneavoastră publice, și am văzut că sunteți foarte activi în ultima vreme. Am văzut că v-ați orientat privirea către America de Sud. Ați avut și niște vizite interesante acolo, niște contacte mai mult decât deschideri de drumuri, zic eu Mult mai mult a, așa. Da. Da. Vă întreb direct, a fost o vreme în care se vorbea despre piața Orientului Mijlociu ca fiind o mare oportunitate După care a venit China ca fiind piața dezirabilă pentru România și acel wow care, de la care s-a să înflorească și economia românească este acum America de Sud un potențial nou Eldorado pentru firmele românești? Adică putem să ne uităm în direcția aia? Se pot uita companiile românești în direcția respectivă? De fapt, toate zonele pe care le-ați menționat. Dar le n-am în America de Sud până acum. În da, nu. America nicio... Latina este foarte importantă pentru că suntem foarte paresidos. Adică suntem asemănători, da. asemănători în multe aspecte cu ei complementar dacă vreți avem, suntem cunoscuți acolo sunt mii de studenți care au studiat în România și care sunt acolo pe diferite poziții sociale cum de fapt valabil și în Africa Neagră deci uh -huh. valabil și pentru țări din Middle List deci, dar America Latină reprezintă în ciuda distanței reprezintă o șansă pentru noi, o șansă pentru că știți cum, acolo în general e, cu excepția probabil la statului Chile, care este un fel de Elveția Americii da. de Sud, în rest suntem ca, sunt ceva de genul România anilor 90. Cam prin toate. Și unde ar putea să investească o companie, un investitor român? în, în Care sunt oportunitățile pe, oportunitățile pe care... Oportunitățile? Este o firmă, dar pot să-i dau numele, Electromontaj, okay. care este implicată deja în ridicarea de stâlpi de înaltă tensiune în Peru. Uh -huh. Dau un exemplu de care sunt convins că la nivel de guvern nu se știe. Că, că sunt nu, acolo. Știu multe din ce uh, pentru. Iar repet, e necesar acest inventar și această discuție, pentru că repet, și po poate ajungem din nou, nu sunt mulți jucători economici. Adică e loc de discuții. Uh, sunt, sunt țări, Columbia, Ecuador, Peru, eu știu chiar și Bolivia, uh, țări poate într-adevăr putem șterge Venezuela, Paraguayul din ecuație dar lucrurile s-au mai schimbat acum în sens pozitiv și în Argentina după, după ce a plecat madame Cristina Kirchner uh, și în Brazilia s-au pus lucrurile la punct sunt fronturi de lucru în afară lucru. de case și așa ce putem să, în ce putem investi în Brazilia sunt, și... sunt toate țările Americii Latine plâng după tot ce înseamnă feroviar tot. De la infrastructură feroviară la vagoane și locomotive. Este o piață incredibilă. Nu vă mai spun că sunt vreo 300 de vagoane făcute în România, în Peru, care așteaptă să fie reparate. De ai noștri, bineînțeles uh -huh. că know-how e la noi. Deci piața feroviară este, poate fi un boom. Oil and gas, fără probleme. Ăștia își găsesc de lucru în general peste tot. Și acolo avem țări Ecuador, Brazilia, cu societăți petroliere importante, uh, Peru de asemenea. Deci, e loc, repet, din păcate. Da au companiile românești forța de a susține o astfel de. să știți că au puterea de a, au, puterea a, de a, a, a au, au capacitatea de a fi măcar subcontractori. Că, de fapt, trebuie să ne cunoaștem și. Uh, Repet, iar trebuie plecând de la realități, să cunoaștem portofoliul care îl avem, pentru că această întrebare, vis-a-vis -vis de câte obiective ai mai făcut în viața ta, e o întrebare, în general, care se găsește în toate caietele de sarcini de pe planeta Pământ. Deci, este clar că nu poți să scapi de această întrebare, iar în cazul ăsta noi nu ne prea putem califica. Uh -huh. Și atunci trebuie să convingi marii contractori din zonă ca pe un segment din cadrul proiectului, fie că vorbim de partea de cercetare-proiectare, unde avem know-how și avem însertarele noastre spline de proiecte, să știți, în România. Da. Uh, trebuie doar da. actualizate. Uh, în partea asta de, eu știu, de foraj, unde vii cu o componentă mecano-energetică sau chiar cu forajul în sine. Adică avem front de lucru. Mulțumesc și mă bucur că încheiem în această notă optimistă. Să știți că noi ne angajăm că... Dar aici este nevoie de o resetare a sistemului de diplomație economică a României. Nu vorbim de Ministerul de Externe, vorbim de ceea ce este la comerț. De reprezentanțele practic, reprezentanțele comerciale, din... comerciale, unde, dacă nu se va discuta în mod real cu mediul de business, pe zone unde trebuie să avem oameni, unde e necesar, eu cred că am pierdut războiul. Dacă nu se stă cu mediul. Dacă, dacă cineva va trage concluzia în numele comunității de business ce om trebuie să trimită ei pe nu știu ce zonă, că așa crede ministerul, deja pleacă cu stângul. Trebuie să te consulți cu mediul de business să vezi, nu se poate, de exemplu, e compania asta, așa deschis și reprezentanță. Noi la Lima avem ambasadorul cu soția, șoferul cu soția. Deci nu se poate să n-ai pe toată zona Americii Latine să n-ai reprezentanță economică. N-ai cum atunci, ce pretenții să ai? Vedeți, ne întoarcem din nou la politica statului de. Statul va trebui să se consulte cu mediul privat permanent în orice decizie economică. Pentru că nu pot hotărâ niște funcționari de stat sau niște aleși în numele comunității de business. Ce cred ei că e mai bine. Ca așa, după cum, dacă ne luăm după ei, ne putem întrezi cu un silvicultor reputabil, atașatul economic al României la Doha, în Qatar. Eu vă mulțumesc și tind să rețin latura optimistă, dar nu uit nici pe cea critică din ce am discutat până acum. Vă fac invitația acum de a face, măcar peste șase luni, dacă nu la finalul acestui an, o evaluare a ce a însemnat relația dintre stat și mediul privat și dezvoltarea și dinamica sectorului privat în acest nou an, în această formulă, în această nouă administrație. Cât s-a îndeplinit din optimismul dumneavoastră și cât s-au corectat, sperăm noi, din criticile pe care le-ați adus până acum. Vă mulțumesc și ne vedem data viitoare. Și eu vă mulțumesc.